Sute de moscoviți continuă să aducă flori la memorialul spontan dedicat victimelor civile ale atacului rusesc cu rachete asupra Dnipro din 14 ianuarie. Avem și un moment de la acel memorial ridicat spontan, spun informațiile care vin de acolo dinspre jurnaliștii din Rusia, dar înainte de să urmărim acest moment, vreau să vorbim cu invitații, să-i salut pe Cristian Pârvulescu, politolog. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc că sunteți alături de noi. Și Virgil Bălăceanu, fost reprezentant al României la comandamentul NATO de la Bruxelles, fost șef al brigăzii multinaționale din sud-estul Europei. Bună seara, domnule general. Comandant. Mulțumesc. Perfect. Vreau să urmărim imaginile de acolo din Moscova. Sunt flori care sunt îndepărtate de autoritățile din Moscova, dar oamenii sunt ridicați, sunt luați pe sus doar pentru că fac acest gest de solidaritate cu Ucraina. Să urmărim. În imagine o femeie care s-a dus cu o pancartă, nu doar cu flori. Și este momentul în care este luată de polițiști de acolo. Informațiile potrivit martorilor, cel puțin, pentru că nu sunt imagini, poliția a ajuns acolo cu un autobuz parcat undeva în apropiere și rând pe rând ridică rușii care merg să depună flori din solidaritate cu ucrainenii care au pierit la Dnipro în atacul din 14 ianuarie. Oamenii sunt duși în acel autobuz. Când autobuzul este plin, atunci se îndreaptă spre penitenciar. Pentru că am tot vorbit în aceste zile de cât de solidari sunt cu Vladimir Putin și cât de mult se poate răzvrăti poporul rus, pentru că e greu să aflăm exact cât sunt curajoși în Rusia, cât sunt alături de Vladimir Putin, apropo de acest război care ajunge să dureze de un an de zile. Vreau și opinia dumneavoastră, domnule profesor Pârvulescu, ce spuneți de acești oameni? Sunt cei care au protestat permanent împotriva agresiunii ruse în Ucraina, pentru că, vedeți dumneavoastră, pentru depunere de flori nu pot să fie condamnați la închisoare. Sunt reținuți, sunt amendați, li se dă drumul, sunt supravegheați și vor repeta situația asta pentru că nu toți au plecat, dar mulți au plecat. Însă întrebarea pe care o puneați în subsidiar era dacă Vladimir Putin este în continuare sprijinit. Dar Vladimir Putin are o metodă simplă. Escaladează. Escaladează conflictul nedând oamenilor posibilitatea să aleagă. A luat prizonieră societatea rusă. Sunt unii care au capacitatea să iasă din această situație, dar ei sunt o minoritate. Erau câteva flori, era o singură persoană, spuneți că e un autobuz, dar nu știm în cât timp se umple de protestatari. Cu siguranță nu aceștia vor fi cei care vor duce la căderea regimului Putin. E nevoie de zeci de mii, sute de mii, chiar de milioane de ruși care să fie în stradă, iar pentru moment nu sunt. Nu vedeți atâta curaj în ruși? Nu e vorba de curaj. Nu e vorba de curaj. Pentru că pentru mulți ruși, ceea ce fac cei pe care noi îi apreciem este trădare. Pentru că operațiunile din Ucraina sunt considerate de o parte a rușilor, acțiuni normale, acțiuni legitime, chiar uciderea de civili, ați văzut la televiziunile de propagandă, nu este recunoscută și când este recunoscută este asumată ca fiind partea războiului, a terorii, nu? Am văzut cu luni în urmă propagandiști care spuneau că de fapt ucrainienii n-ar mai trebui să rămână pe fața pământului, trebuie să pedepsiți. Unii au aderat la asta, nu toți. Părerea mea e că majoritatea privesc cu teamă, așteptând schimbări, dar cum vă spuneam, Putin escaladează și vedem că escaladarea continuă, inclusiv atacuri de genul acesta, ca cel de la Dnipro, fac parte din tactica escaladării. Domnule general, cum sunt rușii? Episodul acesta este unul din puținele de rebeliune, dacă ar fi așa, cel puțin dintre cele pe care presa occidentală le poate vedea. Nu este un simbol de rebeliune. Ar fi bine dacă am vedea. Exemplele sunt sporadice, trebuie să fim realiști. Oricât ar controla ei media și nu am primit decât ceea ce ar filtra. Cifrele spun că rușii au murit, militarii ruși, cu zecile de mii.
sunt cifre care se raportează chiar la numărul victimelor din război din Vietnam, dar au fost 8 ani de război. Și în acest an de război în Ucraina, se pare că rușii au pierdut mai mulți oameni decât au pierdut americanii în Vietnam în 8 ani de zile și mai mult decât dublu pierderilor URSS-ului în război din Afganistan. Și totuși nu vedem o mișcare de masă care să fie împotriva războiului. Știm prea bine mișcarea de masă din Statele Unite împotriva războiului din Vietnam. Ca atare, nu cred că este o temă pe care trebuie să o dezbatem des, este doar ca un deziderat. Am vrea o lovitură de stat la Kremlin, am vrea mișcări de masă în Federația Rusă și nu cred că lucrurile acestea se vor întâmpla, cel puțin într-un spațiu de timp scurt sau chiar mediu. Ca atare, nu. Lucrurile acestea sunt... Și poate greșesc, le consider izolate, particulare. Din informațiile pe care le aveți până acum, din ce puteți traduce, din informațiile care vin dinspre Rusia, nu vedeți o lovitură de palat? O, nici vorbă. Mă gândeam la altceva, la faptul că în atâtea familii este o tragedie, pierzându-și pe cei apropiați, fii în primul rând în acest război. Și totuși nu vedem o mișcare evidentă, vizibilă, asupra ceea ce înseamnă opriți războiul din Ucraina, opriți măcelul din Ucraina. Dădeam exemplu manifestările extrem de evidente, de vizibile, o întreagă mișcare în Statele Unite, care a vrut să oprească și a avut o anumită contribuție, nu esențială, asupra opririi războiului din Vietnam. Și este foarte greu să găsim aceste similitudini, deși, repet, cifrele, și cred că sunt reale, ale pierderilor rușilor într-un an de război în Ucraina, sunt peste pierderile pe care le-au avut americanii în 8 ani de război în Afganistan și aproape de 3 ori mai mari decât pierderile pe care le-au avut rușii în războiul din Afganistan timp de 9 ani de zile. Și totuși, se continuă. Și totuși nu avem mișcări de masă. Ni se alătură Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi la ediția specială. Urmăream imaginile din Moscova, acolo unde în această săptămână, la un memorial cumva ad hoc creat de către moscoviți, au dus flori, autoritățile luau florile de acolo, dar au apărut informații, mărturii ale oamenilor pe rețelele de socializare, Twitter, Telegram, puse cap la cap de presa internațională și au vorbit de faptul că acolo ar exista totuși o mișcare a unor oameni care cu curaj merg să fie solidari chiar și doar cu o lumânare și cu o floare cu ucrainenii pentru atacul de la Dnipro din 14 ianuarie. Însă ne uitam la aceste imagini cu acest semn de întrebare, cât mai este susținut Vladimir Putin. Intrăm deja în a 12-a lună de război și s-a vorbit foarte mult în toată această perioadă de cum se fac jocurile acolo la Moscova, dacă ar fi înlocuitor, cine ar fi înlocuitorul lui Vladimir Putin și este acolo, bine, mersi. Și în continuare ne uităm la ofensive în pregătire și tot mai multe ale armatei lui Putin. Și de aici întrebarea și pentru dumneavoastră, cum vedeți imaginea de ansamblu în acest moment? O primă încercare de școlire a decidentului politic din lumea liberă, din lumea vestului, este că atunci când este pus în situația de a adopta o strategie față, mai ales ca reacție la atitudinea agresivă a Federației Ruse, să nu gândească precum se gândește în Federația Rusă. Deci, decidentul vestic, decidentul occidental, este dependent de presă, este dependent de public, este dependent de cine îl votează și este pus implicit în situația de a se explica. În Federația Rusă nu există această paradigmă. În Federația Rusă discutăm despre autocrație, iar grupul din jurul președintelui Putin nu are a da seamă nimănui față de ce se întâmplă. Mai mult, este o situație oarecum contraargumentativă. Dacă ar face cedări, dacă ar face compromisuri, tocmai în condițiile în care peste 100.000 de militari ruși au fost scoși din luptă într-o formă sau alta, în acel moment s-ar pune problema de conturi. În momentul în care s-ar raporta la populație în legătură cu acești oameni. Nu există un cost în ceea ce privește cheltuielile militare, în ceea ce privește cheltuielile umane, care trebuie să fie explicat poporului rus.
Deci, orice fel de speculație, cum că un anume tip de tensiune, la un moment dat, ar avea un răspuns corespunzător în lumea vestului și în lumea estului, nu și are, după părerea mea, absolut niciun fel de logică. În al doilea rând, tocmai de aceea, așa, este o problemă acum în discuție și legat de armamente, și legat de ofensivă, și legat de trecerea iernii și de multe altele. Vladimir Putin are timp. Are timp pentru că nu este presat. Practic, există un context în jurul său care, în mod evident, ar colapsa odată cu liderul și care, în mod clar, așteaptă ca de partea cealaltă procesele democratice să genereze schimbări. Și se întâmplă. Vor fi alegeri. Vor fi alegeri în Polonia. Se pare că partidul de guvernământ nu va mai câștiga aceste alegeri. Vor fi peste 2 ani alegeri în Statele Unite. Ori a prelungit situația militară și criza din teren în așa fel încât valuri succesive de decidenți politici din vest să fie puși în situația de a alege, trimit tank, nu trimit tank. Am intrat în această logică, mă rog, cum se spune, în relațiile internaționale, este umbra viitorului. Ce se va întâmpla în viitor? Federația Rusă a greșit la început. Au considerat Kremlinul că în 3 zile, 4 zile rezolvă problema și au luat uniforme de paradă, vehicule blindate și au constatat că situația s-a schimbat. Deci atunci intri în, cum se numește, escaladare incrementală. Intri într-o strategie care presupune o etapizare uneori de implicare din ce în ce mai serioasă. Din punct de vedere al Kremlinului nu există un decont politic. Din punctul de vedere al occidentalilor, da. Iată Germania, și cu asta închei. A început războiul, au promis niște veste și 5.000 de căști. Acum s-a ajuns la dilema tancurilor de luptă. Deci, din americanii, toți ceilalți, au început cu sisteme minore antiaeriene ca să fie apărate clădiri sau imobile, s-au ajuns la HIMARS și acum se discută de Patriot și de tancuri Abrams. Deci, pe acest palier, din păcate, așa este lumea creată, de partea Federației Ruse există un anume tip de liniște, un anume tip de stabilitate. De partea cealaltă, iată, apar dileme de tot felul. Domnule profesor, ce rol joacă Germania sau al cui rol îl joacă? Că toată lumea își pune întrebarea. Eu cred că toate aceste acuze împotriva Germaniei pleacă de la premisa că oamenii uită. Sau că nu știu istorie. Dar, poate că totuși telespectatorii își aduc aminte că Germania a atacat Uniunea Sovietică cu tancuri. Iar bătăliile cele mai mari de tancuri s-au dus pe câmpiile Ucrainei de astăzi și în nordul Ucrainei de astăzi, în partea de est a Rusiei, la Kursk. Este un motiv foarte serios. Acuzăm Germania. Dar Germania nu a avut o armată puternică pentru că Germania a fost un agresor îngrozitor în al doilea război mondial. Avem un guvern social-democrat împreună cu ecologiștii și cu liberalii. Un guvern care nu este militarist. De asta a avut toate dificultățile de care vorbim. Germania nu voia să aibă o armată. Contextul a obligat-o să schimbe o întreagă strategie care dura de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Și nu cred că toată lumea privește cu încântare ceea ce face Germania. Pentru că nu toată lumea a uitat. Deci vor merge tancurile germane pe fronturile Ucrainei. Oare ce va spune Putin? Tancurile germane sunt din nou pe câmpurile naziste, sunt din nou pe câmpurile Ucrainei și atacă Rusia, așa cum a făcut în al doilea război mondial. Nu le va fi ușor. Asta este unul din motivele pentru care au făcut tot acest lucru. Pentru că întrebarea e, da, francezii de ce nu dau Leclercu? Da, americanii de ce nu dau Abramsu? Sunt și alții care pot să o facă. Nemții nu pot să o facă din motivul pe care vi l-am spus. Și pentru că este o țară care a agresat de 2 ori lumea în secolul precedent și are un complex din punctul ăsta de vedere, pe care cu oarecare superioritate nu-l discutăm aici. Este un complex pe care îl au. Vor da tancurile, sunt presați extraordinar până la urmă, dar cu foarte multe complicații. Și de fapt nu știu unde se va ajunge până la urmă cu asta. Sunt, ne va spune domnul general, sunt cele mai bune tancuri care pot să fie date în momentul de față, să pot fi livrate ucrainienilor. Nu sunt și altele. Ce înțeleg este că francezii nu prea mai fac Leclerc.
pe câtă vreme germanii mai fac acest gen de tank și deci că ar avea disponibilitatea de a da și muniție, ceea ce este un subiect foarte important și superioritatea lor în raport cu cele rusești este categorică. Dar Germania este presată, este arătată cu degetul de adversari ai Germaniei, care niciodată n-au făcut, n-au ascuns acest lucru, cum este cazul Poloniei. Polonia nefiind în capacitatea de a oferi mai mult decât vorbe bune, pentru că și tancurile pe care le are sunt tot germane. Cred că trebuie să privim lumea în complexitate aici și să înțelegem argumentele fiecăreia dintre părți. Presiunile pe care le fac asupra cancelariei germane în momentul de față balticii și polonezii vin din proximitatea față de Rusia. Am văzut pe prim-ministrul polonez vorbind... Adică fiind atât de aproape de Rusia, nu au altă variantă. Și noi simțim parcă pe aici, prin România, frigul care vine de acolo. Și noi avem alte perspective. Germanii nu le au pe aceleași. Dar primul ministru polonez vorbea ieri despre un posibil atac dur dinspre Belarus. Este o temere. Și este temerea că Ucraina, de data asta, o spunea domnul ministru Diaconescu mai devreme cu alte cuvinte, nu va fi pregătită cum a fost pregătită anul trecut, pentru că rușii au învățat și vor aplica o altă strategie. Cum e, domnule general, până la urmă, întreaga poveste, întreaga presiune pe care s-a creat pe Germania? Cum e din perspectiva armatei? Cât de mare e nevoia acestor tancuri Leopard 2? Cât de mare e nevoia unui armament greu și dacă putea veni din altă parte, că ați dat câteva exemple deja, Statele Unite ale Americii, Franța? Dacă vorbim de nevoi, nevoile au fost exprimate de Reznikov, Jaluzni, Zaluzni, iertați-mă, a făcut referire la nevoi, iar nevoile sunt mari. Nu discutăm de Leopard 2, discutăm de nevoia de tancuri grele, 300 la 500. Înseamnă o cantitate foarte mare. 5 la 600 mașini de luptă ale infanteriei, 500 obuziere. Înseamnă o forță pe care și-ar crea-o Ucraina pentru realizarea contraofensivei. Cu asemenea dotare am vorbit de 3 brigăzi blindate, 5 la 6 brigăzi mecanizate, sprijinite de până la 5 brigăzi de artilerie, ceea ce ar însemna 2 la 3 divizii, ceea ce ar însemna un corp de armată. Ori, între ceea ce s-a decis chiar de către cei doi, Polonia și Marea Britanie, Polonia 12 tancuri Abrams, iertați-mă, Leopard, și Marea Britanie cu 14 Challenger, este un drum lung până la cele 300 minimum. Pe de altă parte, și s-a spus aici foarte bine, când vorbim de tancurile moderne NATO, nu vorbim numai de Leopard. Este foarte adevărat, după căderea zidului Berlinului, s-a demilitarizat pur și simplu Germania, pentru că Germania era pregătită pentru un război, dar pentru un război de apărare. Marea temere a NATO era că URSS-ul și celelalte state din Tratatul de la Varșovia vor reuși să pătrundă ușor pentru că aveau o deschidere operativă a câmpiilor germane. În anii 90, Germania avea 4700 de tancuri, Leopard 1, Leopard 2, a mai rămas cu 300. Aceste tancuri, majoritatea, au ajuns în inventarul altor state membre NATO. De asta se vorbește de aproximativ 2000 de tancuri existente în Europa, de la 50 până la câteva sute. Dar în același timp, vorbind numai de Leopard, vorbim și de Leclerc, s-a menționat aici, vorbim mai ales de Abrams. De ce spun lucrul acesta? Pentru că se vorbește că tancul Leopard, mai ales Leopard 2, da, să zicem Leopard 2 A5, A6, A7, este un tank foarte modern. Nimic de zis, dar nu este un tank care a fost verificat pe câmpul de luptă. Pe când cele două tancuri, Abrams și Challenger, dar mai ales Abrams, au fost verificate pe câmpul de luptă, au dat rezultat. Deci revenind asupra cantității de echipamente care sunt necesare și referindu-ne doar la tancuri,
Nu este suficient doar o participare a statelor care vor primi undă verde de la Germania să furnizeze aceste tancuri, pentru că sunt cantități foarte mari. Fără o participare a Statelor Unite și a Franței, este greu să cred că se va realiza această cantitate necesară pentru ce? Pentru acea grupare de forțe pentru contraofensivă majoră. Altcumva, aceste echipamente sunt binevenite și ele vor consolida apărare care este într-o situație destul de critică la ora aceasta, pentru că inițiativa în Donbas aparține rușilor. Avem pregătit și un material apropo de aceste presiuni care se pun pe Germania. Cum reacționează Germania? Urmărim materialul, revenim la discuția din platou. Occidentul va trimite Ucrainei un ajutor militar fără precedent, însă acesta nu conține încă și tancuri Leopard 2, din cauza refuzului vehement al Germaniei. Totuși, Polonia a început procedurile formale și a cerut Berlinului să autorizeze livrările din partea țărilor care dețin controversatele vehicule de atac. Polonia este pregătită să trimită 14 tancuri Leopard și poartă discuții în acest sens cu alte 15 țări. Totul depinde însă de Germania, care evită subiectul în totalitate, dar susține că sprijină Ucraina. Die USA tun sehr viel, Deutschland tut auch sehr viel und alle diese Entscheidungen haben wir immer eng abgestimmt mit all unseren wichtigen Verbündeten und Freunden, mit Frankreich zum Beispiel, mit den USA zum Beispiel, auch anderen großen Ländern Europas. Wir handeln nur eng miteinander abgestimmt. Premierul Poloniei a criticat atitudinea Berlinului și a spus că este inacceptabilă, în timp ce oficialii de la Kiev apreciază că vehiculele de luptă promise de Occident ar putea fi suficiente pentru eliberarea Crimeei sau a Donbasului. Lucru greu de realizat, dar nu imposibil, spune și șeful armatei americane. This year it would be very, very difficult to militarily eject the Russian forces from all every inch of Ukrainian occupied or Russian occupied Ukraine. That doesn't mean it can't happen, doesn't mean it won't happen, but it'd be very, very difficult. Refuzul Germaniei este cel puțin surprinzător, având în vedere că în trecut a livrat tancuri Leopard unor state cu regimuri parțial autoritare. În 2016, Berlinul a trimis 61 de astfel de tancuri în Indonezia, unde există probleme legate de încălcarea drepturilor omului. Chiar și în aceste condiții, Ucraina ar putea obține un avantaj major în lupta aeriană. Olanda intenționează să trimită avioane F-16, iar ambasadorul american la OSCE a anunțat că Statele Unite vor sprijini această decizie și speră că ceilalți aliați vor proceda la fel pentru a grăbi contraofensiva Ucrainei. Every unit helps to save our people from terror, but time remains a Russian weapon. We have to speed up. Time must become our common weapon. Vehicule de atac care au ajuns controversate. De ce, domnule Diaconescu? Toate argumentele care sunt prezentate aici sunt corecte. Plecând de la simbolistica unui tank german într-un spațiu post-sovietic, ca așa îl consideră Moscova, vă dați seama ce incentiv, ce argument ar fi pentru propaganda rusă, care are două componente majore cu care încearcă să sperie lumea și să-și convingă poporul. Prima, ne aflăm în apărare. Doi, suntem atacați de Occident. Ucraina. Ucraina este o zonă proxy care, la un moment dat, evident, dacă Occidentul ar lua piciorul de pe accelerația sprijinului, ar ceda în câteva zile. Mentalul de la început. Din acest punct de vedere, așa cum poate s-au grăbit, într-o formă sau alta, să spună reprezentanții Poloniei și Finlandei, așteptăm să dea Germania semnalul. Ei, tocmai aici este problema. Germania a încercat să mute un pic subiectul, spunând, întâi să vină americanii cu Abramsul și, pe urmă, venim și noi. Biden a simțit și a spus în numele americanilor. Fiecare stat este suveran să decidă, pentru că toți am hotărât împreună să sprijinim Ucraina. Concretizarea acestui sprijin, însă, este diferit. Și este de la stat la stat, pentru că nu NATO trimite armament în Ucraina, ci statele din alianță. Simțind această dilemă, Polonia merge la Kiev și spune, facem o coaliție. Un fel de, amintind, 2001-2002, un fel de coaliție de voință. În sensul că state NATO, state non-NATO la un moment dat s-au coalizat, au alături de americani, pe de o parte împotriva terorismului, pe de altă parte concretizând acest demers prin intrarea în Afganistan.
După care, mă rog, situația a continuat. În acel moment, la Coaliția de Voință, nu numai că nu s-a alăturat, dar chiar s-a opus categoric și de Villepin, țin minte la ministrul de externe al Franței, era cât se poate de vehement împotriva acestei idei. Ei bine, luați proiecția de atunci și oarecum se suprapune pe ce se întâmplă acum. Acum însă situația este mult mai gravă. Mult mai grav. Pentru că, încă o dată, și este o chestiune de principiu pe care toată lumea o înțelege, reziliența Ucrainei, dincolo de agresiunea care trebuie să primească un răspuns din partea lumii libere, pentru că altfel fundamentul valorilor este dus, dacă ne temem de o coliziune și de o intrare în conflict între NATO și Federația Rusă, procentele de realizare a unei astfel de situații sunt mult mai mari dacă Ucraina va cădea. Sunt mult mai mari. Nimeni nu poate garanta cât de departe va merge Federația Rusă. Cum? Nimeni nu poate garanta că în condițiile unui compromis Federația Rusă va respecta o înțelegere la o masă a negocierii, oriunde s-ar purta aceasta și oricine ar garanta o înțelegere de acest gen. Și domnule Purpulescu, pentru că discutam pe marginea materialului pe care l-am urmărit mai devreme, ați făcut această mențiune. Nu este surprinzător refuzul vehement al Germaniei. No, am explicat mai devreme, nu este surprinzător în acest context și din aceste motive. Germania are o problemă foarte serioasă. Știți, societatea germană sprijină Ucraina și o sprijină cu toată sinceritatea și cu toată forța. De fapt, Germania s-a schimbat, nu este Germania care a produs două războaie mondiale. Dar acele procese de conștiință care au tulburat câteva generații, evident că i-au făcut să fie mult mai sensibili la problema aceasta. Ca urmare, nu vor să fie cei care sunt responsabili. Întreaga presiune vine asupra lor. Dar înțelegeți aici, cădem în capcana pe care ne-o întinde Polonia, care are o problemă cu Germania, pe care o transferă în acest spațiu. Nu-i corect, pentru că Ucraina are nevoie de întreg sprijinul nostru. Și înțeleg disperarea președintelui Zelenski, pentru că înțelege foarte bine că nu prea mai au cum să reziste în fața unui atac foarte dur. Și toți ne așteptăm ca rușii să înceapă cât de curând un atac mult mai dur decât cel din 24 februarie. Și e nevoie pentru apărare, nu numai pentru ofensivă. E nevoie de armament greu, e nevoie de obuziere, e nevoie de tancuri, e nevoie de mașini blindate. Și astea vor ajunge, știți când? La primăvară, în cel mai bun caz. Deci chiar dacă s-ar da înainte de primăvară, nu ar ajunge. Și pe de altă parte, militarii trebuie să pregătiți. Cineva care a învățat să lucreze pe un tank sovietic nu va putea peste noapte să folosească și încă cu succes un tank occidental. Va fi nevoie de training și, fără să mă pricep, cred că acest training durează luni de zile. Iarăși domnul general ne poate spune mai bine. Armata română a făcut transferul ăsta, trecând de la tankuri de tip sovietic la tankuri de tip occidental, compatibile NATO, ca să le spunem. Tot ale noastre, chiar au produse în România. Da. Și despre cum arată harta conflictelor, dar vreau să vorbim după o scurtă pauză, pentru că în nordul Crimeei au apărut sute de kilometri de tranșee. Ce ar însemna ca Ucraina să recupereze Crimeea? E un scenariu care e analizat acum în cancelariile occidentale și vreau și analizat dumneavoastră, domnule general. Revenim după o scurtă pauză. Generalul american Ben Hodge susține că trupele ucrainene pot învinge Rusia inclusiv în peninsula Crimeea până la sfârșitul lunii august. Postul comandant al forțelor NATO în Europa spune că două elemente sunt esențiale pentru ca acest lucru să se întâmple. Occidentul trebuie să rămână unit în sprijinul său pentru Ucraina, iar livrările de arme către Kiev trebuie să continue. Potrivit lui Hodges, ucrainenii vor încerca în următoarele două, poate chiar trei luni, să izoleze metodic peninsula Crimeea, care a devenit o capcană pentru soldații ruși. Însă trupele Moscovei nu vor renunța ușor. O hartă interactivă și imagini din satelite asemenea arată că în ultimele luni rușii au săpat sute de kilometri de tranșee și fortificații în Ucraina. Generalul Virgil Bolăceanu alături de noi pentru această analiză. Ce înseamnă construirea acestor tranșee? Pentru ce s-ar pregăti? Pentru apărare. Asta înseamnă că știu și ei că ucrainenii plănuiesc să ajungă acolo. Când planifici o operație ofensivă, îl analizezi pe cel care este în apărare. Când trebuie să treci la apărare, îl analizezi pe celălalt. Normal că se așteaptă.
Vă dau un exemplu. Citeam că rușii de acum vreo 3-4 luni, da, și nu era stabilizată situația doar pe partea legată de Donbas, ei spuneau că o direcție pe care ucrainienii o vor amenința și chestiunea rămâne valabilă este axa Zaporojie-Melitopol. Și este o explicație. Dacă noi coborâm așa cu privirea pe hartă de la Zaporojie spre Melitopol, spre Mariupol și spre, în partea asta la altă, înspre o altă localitate din Crimea, nu-mi vine în minte, separăm deja acest culoar terestru realizat de ruși dintre Crimea, nordul Crimeei mai ales, și Donbas. Și atunci ei se vor aștepta ca această direcție să fie abordată de contraofensiva ucrainiană. Pentru că geografia te obligă pe de o parte să mergi pe o anumită direcție, iar pe de altă parte este scopul pe care ți-l propui. Și un scop va fi acesta, comentat și de Hoci, adică să separe Crimeea și alimentarea Crimeei să se facă din nou doar peste Marea Azov și pe podul de la Kerch, pe care oricum, la un moment dat, nu ucrainienii l-au lovit. Dar asta se va realiza foarte greu. Nu cred în perspectiva generalului Hoci, adică perspectiva, să zicem, a verii, pentru că sunt câteva luni bune când primim informații de pregătirea teritoriilor ocupate, respectiv anexate ilegal, pentru lupta de apărare. De asta au și renunțat rușii la capul de pod peste Nipru, de pe malul drept al Niprului, ca să-și consolideze apărarea pe malul stâng, Nipru fiind un obstacol foarte puternic. Organizează aliniamente de apărare în adâncimi, pe linia de contact, trei aliniamente de apărare. Au executat obstacole antitank pe primul aliniament, un al doilea aliniament este dedicat mijloacelor de foc antitank, un al treilea aliniament pentru ducerea luptei mecanizate. Mai mult decât atât, exact cum spuneați, organizează apărarea de tip luptă pe poziții, cu destule similitudini cu primul război mondial, mai puțin cu al doilea război mondial, inclusiv în Crimea. Acest fapt ridică o problemă. Problema este a capacității de pregătire a grupării de forțe necesare pentru executarea contraofensivei. Am discutat la început de sutele de echipamente extrem de importante, tancuri, mașini de luptă ale infanteriei, obuziere, ca să le luăm pe cele principale, că altfel trebuie să vorbim și de sprijinul aerian, trebuie să vorbim și de protecție electronică, trebuie să vorbim și de apărarea antiaeriană a unei asemenea grupări care ar fi în contraofensivă, ar executa contraofensiva. Pe de altă parte, este și un semn bun. Faptul că rușii fortifică toate cele patru regiuni, mai puțin Donețcu, pentru că Donețcu nu este cucerit decât ceva peste jumătate. În rest, în Herson, în Zaporojie, în Lugansk și în Crimea, se execută lucrări de fortificații, inclusiv în zona de contact de tip betonat. Asta înseamnă că ei se pregătesc pentru apărarea acestei regiuni. Probabilitatea de a deschide alte direcții operative este mai scăzută, cu o excepție. Direcția operativă nord, direcția operativă înspre Kiev. Ea va rămâne o direcție tot timpul probabilă, din două considerente. Primul considerent este ca să mențină forțe ucrainiene, și ele sunt în zonă pentru apărarea Kievului și a liniilor de comunicații înspre Kiev, iar pe de altă parte mă aștept ca după cucerirea Donbasului, după întărirea din punct de vedere a apărării și a Donbasului, alături de celelalte regiuni, rușii să fie cei care să ceară încetarea focului, cel puțin pentru o perioadă de respiro. Și în momentul în care nu vor accepta ucrainienii un asemenea lucru, pentru că ucrainienii, nu știu ce grupare de forțe pentru o contraofensivă vor reuși să facă, dar ei vor continua acțiunile de contraofensivă, ei atunci vor spune, noi vrem încetarea focului, ucrainienii sunt cei care sunt agresivi și ar putea să amenințe cu două lucruri. Una ar fi cea legată de redeschiderea direcției operative nord și cea de-a doua cu a doua mobilizare parțială. Sunt două scenarii probabile, dar pe care ar trebui să le luăm în calcul.
Însă, în final, ei se concentrează la această oră pentru a cuceri Donbasul, este clar, da? Soledarul cred că este mâinile lor, deși nu ne-au confirmat ucrainienii. Ultimele informații vorbesc despre asaltul asupra Bahmutului. Din Bahmut vor continua acțiunile ofensive înspre Slovian și Kramatorsk. Nu cred că vizează alte direcții. Deci, concomitent cu acțiune ofensive în această zonă, permanent consolidează apărarea, inclusiv în adâncimea teritoriilor cucerite. Se pregătesc... Ofensiva din Zaporojie... Păi și în zona Zaporojie vorbeam mai devreme că axa cea mai sensibilă pentru ei este această axă între, să spunem, Zaporojie și Marea de Azov. Pentru că s-ar tăia legătura între Crimea, legătura terestră, care e foarte importantă. Ar obliga Federația Rusă să-și aprovizioneze Crimea din toate punctele de vedere, nu numai militar, din nou peste trecătoarea Kerch, ceea ce nu ar fi un avantaj al Rusiei. Ucraina va urmări să taie această legătură terestră. Iar pe de altă parte, apărarea Crimeei înseamnă un Herson consolidat, repet ceea ce spuneam. Într-un mod absolut nefiresc, ei au încercat să deschidă, să continue axa dinspre Herson, Mykolaiv și spre Odessa. Aveau un cap de pod extins. Chiar dacă exista o contraofensivă ucrainiană și chiar dacă ar fi avut pierderi mari rușii, ar fi trebuit să mențină și puteau să mențină capul de pod. N-a mai reprezentat un interes strategic pentru ei. Au plecat de la ideea, probabil Surovikin a făcut un asemenea lucru, probabil nu știu, că este mai bine să se apere dincolo de Dnipru, pentru că Dnipru este un obstacol extrem de dificil. Îi obligă pe ucrainieni, dacă vor să elibereze Hersonul, să forțeze Dnipru. Pentru că o altă axă mai importantă este cea de care vorbeam, dinspre Zaporojie, înspre Melitopol. Pentru că am plecat de la scenariul pe care lansează generalul american Hodges, cel mai probabil ca să ajungem în acest scenariu, inclusiv Statele Unite ale Americii și toată lumea, ia în calcul că armament greu să ajungă în Ucraina. Ne-ați explicat, domnule profesor, și de faptul că dacă vor ajunge, tot vor ajunge după primăvară, termenul pe care generalul american îl dă, de altfel, final de vară, august. În acest context aș vrea să aduc în discuție și ce a zis președintele Dumei de stat, pentru că s-a referit la livrările de armament și a spus așa, livrările de armament ofensiv către Kiev, care amenință teritoriile Rusiei, că tot vorbeam de Crimea și cum consideră Rusia Crimea teritoriul rusesc, vor duce la o catastrofă globală. Vor face imposibil de susținut argumentele împotriva folosirii armelor de distrugere în masă. Pe Reuters am găsit această declarație a lui Vyacheslav Volodin. Din nou revine argumentul folosirii armelor de distrugere în masă. Război hibrid în desfășurare. Evident... Luând la cunoștință și poporul rus, și popoarele din lumea liberă, faptul că există, pe de o parte, decizia clară de a livra armamentul Ucrainei, pe de altă parte, dileme între state în ceea ce privește un armament terestru cu potențial ofensiv, precum aceste tancuri, în dezbatere, evident că în acel moment Moscova încearcă să marcheze, simțind că există o... oarecare ezitare. Că ar fi doar o chestiune de timp. Și unde să marcheze decât la aceeași temă pe care o acreditează de dinainte de începerea ofensivei lor în Ucraina. Și anume, frica. Frica, temere. Tot încercând să stimuleze ca societățile din lumea liberă să aibă dubii în legătură cu decizia politică până la urmă privind înzestrarea militară a Ucrainei. Deci, din acest punct de vedere, nu este nimic nou în ceea ce spune ca și atitudine. Din punctul de vedere al implementării sau al operaționalizării unei astfel de atitudini, aici distanța este mult, mult mai lungă. În legătură cu Crimea, dacă îmi permiteți, am asistat la o discuție între, mă rog, foști decidenți care însă știu ce spun. Și europeni. Și la un moment dat, discutându-se diversele versiuni în ceea ce privește situația post-criză în Ucraina, se gândea varianta unui locuitor al lui Vladimir Putin, ce ar face, cum s-ar purta, chiar dacă ar fi ceva mai flexibil. Și ei considerau că o linie roșie pentru un viitor înlocuitor al lui Vladimir Putin ar fi Crimea. Adică nu renunță la Crimea. Nu. Este foarte complicat, din foarte multe puncte de vedere, în general poate să vă confirm aspectele strategice, mare caldă, flota de la Marea Neagră, dar flota rusă, dar în egală măsură această flotă rusă
ca să vă dați seama ce presiuni s-au exercitat, de dinainte de 2014, se află în portul Sevastopol, păzită de vreo 22.000 de militari ruși, deci dinainte de 2014, pe baza unui contract de locațiune, închiriere pe 40 de ani, cu posibilitatea de prelungire încă 40 de ani. Deci, acomodat un astfel de contract de fostele conduceri politice de la Kiev. Dacă au avut un astfel de interes rușii înainte de 2014, argumentat și de faptul că în 2014 rapid s-au grăbit să organizeze un referendum și practic să anexeze Crimea la Federația Rusă și nu neapărat zonele limitrofe din cele patru oblasturi, arată un interes strategic extrem de serios în legătură cu peninsula Crimea. Ce înseamnă flota rusă, domnule general, în acea zonă, în Crimea? Crimea este linia roșie, este clar că este linia roșie. Adică putem discuta dacă se va ajunge la lupta pentru eliberarea Crimeei de către ucrainieni, inclusiv chiar dacă o armă nucleară tactică de putere foarte mică și folosită în mod demonstrativ, n-am exclude o asemenea posibilitate. Deci aici lucrurile sunt foarte complicate. Însă eu plec de la următoarea idee și trebuie să facem o analiză pe teren. Am făcut-o puțin mai devreme. Ca să ajungă în Crimea, trebuie să elibereze cele două regiuni, Herson și Zaporojie, mai ales Hersonul. Foarte bine pregătit pentru apărare. Ar trebui să forțeze Dnipru, să deschidă capete de pod pe malul stâng al fluviului și apoi să dezvolte ofensiva spre nordul Crimei. Axa dinspre Zaporojie, înspre Marea de Azov, este consolidată. Informațiile pe care nu le am în ordine cronologică, de a-mi amintesc, primele informații de pregătire a apărării de către ruși a apărut pe această axă. Pentru că și ei sunt conștienți că este o axă care poate să-i amenințe. Ei consolidează apărarea în Lugansk, pe de altă parte, și Donbasul va fi întărit. Dar dacă ne uităm la succesiunea activităților de apărare, se concentrează pe Herson și Zaporojie, pentru că pentru ei interesul este foarte mare legat de Crimea. Fără Crimea, Federația Rusă nu are putere militară și nu are control din toate punctele de vedere asupra Mării Negre. Ca atare rămâne un obiectiv extrem de important și în condițiile războiului este ceea ce desemnăm prin linia roșie. De asta și mi-aș permite o singură considerație, pentru că lucrurile se joacă la vedere sau în subsidiar. Adică există o ezitare, este evidentă, pentru a înarma Ucraina în mod masiv, pentru desfășurarea luptei contraofensive, pentru că atunci lucrurile se complică. Da, Ucraina va fi înarmată în continuare pentru apărare, da, Ucraina va fi înarmată pentru acțiuni de contraofensivă, dar pe direcții mai mici, pe axe mai mici, pentru zone mai mici. Iată un lucru care ne spune că capacitatea de contraofensivă a Ucrainei a scăzut considerabil. Domnule general, există și o estimare despre care am vorbit puțin și în pauză. Cifrele care vin dinspre norvegieni, șeful forțelor armate norvegiene. 180.000 de militari ruși au fost uciși și răniți, un număr semnificativ mai mare decât cel oferit de Moscova. La un moment dat vorbeau de 11.600 de soldați ruși care au fost uciși. Domnule profesor Pârvulescu, cu dumneavoastră aș vrea să discut despre aceste cifre care sunt vehiculate. Ce ar însemna, dacă real, v-am spus, șeful forțelor armate norvegiene vehiculează aceste cifre, 180.000 de militari ruși răniți și uciși față de 100.000 ucraineni. Putem avea o imagine a ce a însemnat 11 luni de război, mai bine de intrăm în a 12 luni? Dacă ne aducem aminte câți militari începeau operațiunea pe 24 februarie, este un dezastru pentru Rusia, dar potențialul său militar este foarte important. În mod tradițional, Rusia nu face economie de vieți omenești, până nu există o presiune din partea societății ruse. Dar aș reveni puțin la discuția de mai devreme, pentru că e legată și de victime. Evident, nu vor să mai aibă victime și au trecut pe aliniamente de apărare. În luna decembrie, la începutul lunii decembrie, în Senatul francez a fost invitat un general activ pentru a discuta despre război și acesta a spus că Ucraina nu poate să înfrângă Rusia. Nu poate să o învingă și e o problemă foarte importantă aceasta, pentru că nu poate să ducă războiul pe teritoriul Rusiei. Și Rusia nu poate fi învinsă pe teritoriul Ucrainei.
poate fi doar împinsă de pe teritoriul Ucrainei. Rusia rămâne întreagă. Sigur, marea problemă în discuție este cea a Crimeei. Evident, pentru, și aici discutăm în termeni militari, pentru președintele ucrainian, a învinge Rusia înseamnă a recupera toate teritoriile ocupate de Rusia, inclusiv Crimeea. Ceea ce, mă rog, în anumite circunstanțe se va putea. Sunt absolut convins că occidentalii vor înarma Ucraina, presiunile vor fi permanente, argumentele au fost aici foarte clare. O înfrângere a Ucrainei este o înfrângere a Occidentului. Este evident că după aceea nimic nu mai este sigur, ordinea mondială este pusă în primejdie. Dar asta nu înseamnă că vom rezolva problemele. Se va compromite regimul lui Vladimir Putin datorită pierderilor omenești și datorită pierderilor teritoriale? E bine, asta e o necunoscută. Am ajuns la final și vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi la ediția specială. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. De la Fix, știrile serii cu Ioana Ciurlea.